Lotul divizionarei Secunde Rapid Suceava s-a reunit la stadionul Areni în vederea demarării pregătirilor pentru sezonul de primăvară. Doar 13 jucători din grupul care a încheiat turul de campionat, este vorba de portarul Preda și jucătorii de câmp Florin Plămadă, Lozneanu, Semeghin, Bălan, Sava, Spătar, Moldovan, Sumanariu, Arotăriței, Negru și Ionuț Plămadă au fost prezenți la primul antrenament din acest an. După cum se știe, fotbaliștii Pascal, Paul Bosancu, Marincovici, Duman și Gheorghiu au fost puși pe liber de conducerea clubului încă de la finalul anului trecut. Homneac și-a manifestat dorința de a se întoarce la clubul de care aparține FC Botoșani, în vreme ce Velescu a lipsit motivat, primind o zi în plus de odihnă din partea colectivului tehnic. Un caz special este cel al mijlocașului Cătălin Golovca, care face eforturi mari de a reveni la forma optimă după ce a fost nevoit să stea pe bară timp de 3 luni din cauza unei accidentări horror suferite la un antrenament. În aceste condiții, lotul a fost completat cu mai mulți tineri de perspectivă, marea lor majoritate, cum este cazul lui Fedorovici, Costan, Vornicu, Luțac, Rota, Cerlincă și Apetrei provin de la echipa de juniori a clubului pregătită de Ovidiu Căldăruș, însă au venit în probe și fotbaliști aflați sub contract cu diferite formații din județ, precum Țugui, Hânțari sau Sadoveac. În primul rând, urăm la mulți ani tuturor suporterilor echipei Rapid și sperăm ca nouă ani să aducă satisfacții și multă lume pe stadionul Areni. Ne-am reunit astăzi, data de 14, prima zi, în care au venit jucătorii, cei care au rămas în lot după ceea ce am renunțat la o serie din ei la sfârșitul turului. Câțiva jucători de la echipa de juniori condusă de domnul Căldăruș. În zilele următoare așteptăm să vină și ceilalți jucători cu care am discutat. Ar fi Marius Doboș, Bobo, care a fost și la Dorohoeda cu jucători cu experiență, câte 100-100 ceva de jocuri la Liga 1, Liga 2, Doboș a fost și pe la Petroșan și pe la Constanța, are și el, deci are experiență care cred eu combinată cu tinerețea jucătorilor care avem în lot, vom reuși să alcătuim o echipă care să aducă rezultate cât mai bune. Mai așteptăm o serie de jucători care acum spunem că din partea Ardealului, poate au aceeași culoare ca origine a clubului mamă, cum avem și noi. Sperăm ca până miercuri să fie la Suceava și atunci vom face public și numele acestora. Vom avea o perioadă de acomodare la efort până 2 săptămâni la Suceava, unde timp în care vom disputa și 3 jocuri, pe data de 19 cu CFR Pașcani, pe 23 cu Ceahlău Piatra Neamț, echipa de Liga 1, și pe 26 cu FCM Dorohoi. Cea cu Ceahlău a rămas stabilită la Piatra Neamț, urmând ca celelalte două să stabilim exact locația unde va fi. Urmează o perioadă de stagiu montan, probabil la Vatradone, între 30 și 9 februarie, după care revenirea la Suceava. Alte jocuri de pregătire încheiat, vor fi jocuri cu Ceahlău 2 Piatra Neamț, probabil cu Dunărea Galați, Oțelul 2 Galați, care sunt și în cantonament vor veni în cantonament la Câmpul Moldovenesc, urmând ca ultimul joc de verificare să fie pe 1 martie în compania celor de la Minorul Roman, disputat pe terenul celor de la Roman. Sperăm ca jucătorii nou care vor veni la noi, care vor veni la echipă, să aducă un plus de valoare și acel plus care ar fi în partea de finalizare a acțiunilor, ceea ce consider că ne-a lipsit în prima parte a campionatului. Acum pot să spun că sunt jucători care vom aduce de la mijloc în sus, deci mijlocași, atacanți, care să ne aducă un plus la capitolul goluri marcate, finalizare și în același timp să putem avea o echipă omogenă din punct de vedere valoric. L-am văzut și pe Ferrari, da. O soluție de rezervă la noi, nu, toți sunt titulari, deci nu sunt rezerve, nu, mie nu-mi place statutul de rezervă să știu. Pentru că e clar că la o echipă 11 joacă, iar restul sunt, eu spun că sunt nemulțumiți, că așa este între ghilimele spus. Dar orice jucător care vine trebuie să plece de la ideea că își dorește să ajungă să fie titular. Da, este o discuție și cu
Constantin Ferrariu de la Sporting Suceava, urmând ca în zilele următoare să ne dea un răspuns, pentru că abia zilele acestea am purtat o discuție și cu domnul Ciprian Anton vis-a-vis de jucătorii care sunt de la Sporting Suceava, urmând ca Ferrariu să ne dea un răspuns până miercuri dacă acceptă condițiile care sunt la noi și noi să le acceptăm pretențiilor care le are. Avem și un portar, avem și atacant, și mijlocaș, mijlocaș lateral, deci sunt... am încercat să acoperim posturile deficitare, jucători sub 21 de ani, deci credem că dacă vom reuși să achiziționăm acești jucători, vom avea o echipă bună, care va avea calitate în joc, pentru că dacă ne gândim la ce a fost în turul campionatului, zic că ne-am comportat destul de bine, atât ca spectacol sportiv, cât și în privind rezultatele obținute.